O organizație sindicală este o organizație democratică, în primul și în primul rând. Este o organizație care reprezintă lucrătorii și, în opinia mea, este organizația care poate, într-adevăr, cel mai bine să apere interesele și drepturile lucrătorilor. În opinia mea, este o organizație absolut necesară în orice, la orice loc de muncă, indiferent de dimensiunea acestui loc de muncă, indiferent de dimensiunea firmei, a întreprinderii în care își desfășoară activitatea salariații. O organizație sindicală este o organizație reprezentativă pentru lucrători, pentru salariați, care le dă posibilitatea să își impună punctul de vedere, le dă posibilitatea ca să aibă un dialog clar, corect și transparent cu conducerea întreprinderii respective. Sigur, legislația muncii existentă la nivelul acesta în țara noastră dă posibilitatea de organizare în sindicate, pe de-o parte, sindicate care pot să fie la nivelul întreprinderii, la nivel de bază. Acestea, mai multe sindicate pot forma o federație sindicală la nivel de sector de activitate, de ramură de activitate și cu reprezentare la nivel național prin unirea, prin alinierea mai multor federații într-o structură de tip confederativ, respectiv a confederațiilor sindicale. Experiența noastră arată faptul că acolo unde dialogul bipartit se limitează numai la dialogul între conducerea întreprinderii, conducerea firmei respective și reprezentanții salariaților, practic nu este o negociere. Și acest lucru deranjează pentru că acele așa numite negocieri sau rezultatul acestor negocieri concretizate prin contractele de muncă la nivel de întreprindere se limitează practic la a copia niște indicații legislative din legislația muncii în vigoare pe de-o parte sau chiar din regulamentele de ordine interioară fără ca să fie o negociere reală a ceea ce își doresc lucrătorii vis-a-vis de ceea ce înseamnă salariu, de ceea ce înseamnă timpul de lucru, de ceea ce înseamnă salarizarea orelor suplimentare sau a sărbătorilor legale, de ceea ce înseamnă evoluția profesională, upgradarea cunoștințelor prin stagii de formare profesională continuă de-a lungul vieții și, bineînțeles, în ceea ce privește o serie de alte aspecte specifice, cum ar fi echilibru dintre viața profesională și viața familială, o serie de aspecte legate de specificitatea forței de muncă, sunt, de exemplu, egalitatea de șanse între femei și bărbați, care reprezintă într-adevăr un aspect deosebit de important de care trebuie să se țină cont în sensul de o reprezentare corespunzătoare a femeilor în structurile de conducere, nu doar a organizațiilor sindicale, ci a vieții de întreprindere, a vieții societății în general. Deci sunt o serie de aspecte pe care noi ca organizații sindicale le avem în vedere și, în opinia mea, putem să le stabilim de comun acord printr-un dialog corect și eficient cu reprezentanții firmelor la care își desfășoară activitatea organizația respectivă sau la nivel de sector sau la nivel național.